Oficialul campioanei a închiriat un elicopter pentru a ajunge cât mai repede la Târgu Jiu. Elicopterul a aterizat chiar pe terenul de fotbal, lucru interzis până și elicopterelor SMURD. Valiar Găseală s-a așezat la masa negocierilor alături de prietenul său, deputatul Viorel Hrebenciuc, și de oficialii pandurilor. Discuțiile s-au întins pe durata a câtorva ore, iar la finalul întâlnirii cele două părți s-au despărțit fără a ajunge la vreo înțelegere. Președintele Consiliului de Administrație al celor de la Panduri, Mihai Prunariu, a declarat că negocierile purtate de Steaua l-au vizat într-adevăr pe Nicandro Breveld, dar a spus că acestea nu au adus niciun rezultat. Porțile însă sunt deschise, a subliniat Prunariu. Da, 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 au fost discuții. La ce concluzie ți-a ajuns? La nicio concluzie. Nu s-a stabilit, n-am ajuns la un acord, nu s-a stabilit nimic. Asta nu înseamnă că s-au terminat discuțiile sau negocierile vis-a-vis de jucătorul Breveld. Au fost neînțelegeri de ordinul financiar? Nu comentez. Negocierile care au fost, important este că nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Ușile sunt deschise, negocierile poate se vor mai purta, dar nu vreau să dau detalii în ceea ce privește discuția. Și discuțiile ar putea fi reluate în următoarele zile, în cazul în care oficialii clubului din Ghencea vor mai mări miza pentru olandezul de la Pandurii. La primele negocieri dintre cele două cluburi, Steaua oferise doar 75.000 de euro în schimbul lui Breveld. Aseară însă, Steaua a ridicat ștacheta până la 300.000 de euro. Pandurii însă au dorit o sumă și mai mare, dar și un procent dintr-un eventual transfer al olandezului la altă echipă. Mijlocașul Nicandro Breveld este dorit de Steaua pentru a umple golul lăsat de plecarea lui Mihai Pintili la Al Hilal. Breveld a declarat că și-ar dori o plecare la Steaua, asta însemnând apogeul său în cariera de fotbalist. Da, asta nu mai trebuie să vorbesc, că ei trebuie să se înțelege cu clubul. Până acum eu stau aici la Panduri. Fiecare jucător trebuie să facă un pas înainte și eu. Dar până acum eu aștept cum să efilez chestia asta. Nicandro Breveld are 27 de ani și joacă în primul eșalon din România din 2011, el având contract cu Pandurii pentru o perioadă de 3 ani.